Dragilor, astăzi vorbim despre abuzuri, despre abuzuri transformate în traumă în copilăria noastră, despre abuzuri fizice, emoționale, psihice, uneori chiar și despre abuzuri sexuale. Alături de noi este astăzi Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ, și pornim discuția noastră pe marginea cărții Corpul nu minte niciodată, vindecarea traumelor copilului interior de Alice Miller, o noutate editorială în portofoliul editurii Herald. Alice Miller analizează în această carte, Corpul nu minte niciodată, consecințele pe termen lung pe care abuzurile din copilărie le au asupra trupului victimelor, făcând, bineînțeles, referiri la copilăriile unor personalități din istoria umanității, dar cu precădere din literatura universală, și în timp ce povesteam și despre această formă de abuzuri, abuzurile și molestarea sexuală, mă gândeam la capitolul dedicat Virginiei Woolf. Iată așadar un soi de, cum o numește Alice Miller, o pedagogie punitivă, o pedagogie neagră, în care aceste abuzuri în copilărie, iată, s-au transformat în adevărate traume. Da. Bună, bine te-am regăsit. Da. Alice Miller, chiar mă gândeam că la un moment dat, știi, a spus că în momentul în care a început să scrie despre lucrurile astea, nu s-a gândit atât de mult la copilăria ei și că abia după ce a scris câteva dintre cărți, a început să se gândească că, de fapt, în mare parte venise din nevoia ei de a înțelege niște lucruri care s-au întâmplat în copilăria ei, pentru că ea spunea că ea a fost crescută de niște oameni care, în aparență, erau considerați părinți buni, dar că, de fapt, ei nu au fost învățați sau din propria lor educație nu știau cum să iubească și cum să primească iubirea, și că în momentul în care au apărut copii, nevoile lor au început să apară mult mai puternice decât nevoile propriilor copii. Și ceea ce numește ea pedagogia neagră în forma cea mai simplă este, înainte să ajungem la toate tipurile astea de traumă și abuz, este pornirea asta în care, ca părinți, ajungi cumva să satisfaci nevoile copilului interior prin propriul tău copil, neglijându-l sau copilul ajungând să-și reprime nevoile, emoțiile, ca să nu te dezamăgească sau să nu rănească copilul tău interior. Și cumva de acolo încolo, în momentul în care nu, noi ca și copii separați de părinții noștri începem să avem o identitate anumite, să devenim mai conștienți de nevoile noastre și începem cu propriile mecanisme să exprimăm nevoile astea, acolo intră conflict cu nevoile neîmplinite ale propriilor părinți, și uneori părinții ajung să devină foarte abuzivi față de proprii copii, nu neapărat intenționat. Da? Putem să vorbim și despre oameni care fac asta cu intenție, dar majoritatea părinților nu vor să-și rănească copiii în niciun fel. Doar că o fac din propria necunoaștere, propriile traume și propria suferință, de fapt. Și simbioza asta în care ei ajung să nu mai poată să vadă copiii ca fiind diferiți de ei, ci doar o extensie a lor, și atunci e normal ca eu să îmi îndeplinesc nevoile prin tine, ca și copil. Pentru că, știi, vine această întrebare retorică și care sună așa paradox, mă gândeam și la subtitlul cărții, Vindecarea traumelor copilului interior. Vine copilul și se întreabă, bun, și eu cu ce am greșit? În condițiile în care, să spunem, părintele este bine intenționat, deci nu ne ducem în zona patologicului, da, dar părintele este bine intenționat și poate că îl mai altoiește pe copil, mergând pe ideea aceasta pe care noi am auzit-o foarte mult în copilăria noastră și pe expresii pe care le mai folosim în zona aceasta a parentingului, cumva arătându-le cu degetul, pentru că normal sunt toxice, unde dă mama crește, bătaia este ruptă din rai și tot felul de astfel de expresii care nu prea își au locul. Și copilul vine și se întreabă, bun, dacă copilul adult fiind,
și cu niște traume și cu niște răni emoționale. Bun, și eu cu ce am greșit? Faptul că poate părintele meu, în necunoaștere, foarte bine ai punctat-o, părintele meu n-a conștientizat că ar avea o problemă. Și el n-a făcut decât să perpetueze un pattern, să perpetueze un tipar relațional nesănătos, pe care, iată, eu sunt o victimă, exact cum spune și Alice Miller. Eu am încercat să mă comport ok, dar a venit această agresiune din partea părintelui. De ce? Pentru că părintele, la rândul lui, nu și-a rezolvat problemele pe care le avea. Pentru că, la rândul lui, părintele a fost o victimă, că de fapt despre asta e, știi, cumva în ideea asta de a vedea victime și abuzatori, ajungem să-i punem pe părinți într-o postură, adică de condamnare și cred că Alice, că știi, la vremea ei a fost destul de conflictuală și controversată chiar și în braslă, tocmai datorită vehemenței cu care încerca să pună accentul pe... Ea, de fapt, vroia să se facă lumină pe ceea ce pe cât de mare este impactul acestor traume și nu cred că a găsit o altă metodă decât a exprima acest dezechilibru de forțe, cumva, adultul fiind mai responsabil și mai puternic, la el era mai degrabă răspunderea și atunci asta îl face abuzator față de copil. Dar dacă te uiți la faptul că acești părinți suntem, de fapt, fiecare dintre noi la un moment dat, nu că nimeni niciodată nu ajunge să fie perfect conștient sau perfect în acord cu sine în momentul în care avem copii și nu există copii netraumatizați direct sau indirect, dar când ajungi, da, ca adult să spui cu ce am greșit eu ca și copil, cred că sănătos ar fi ca adult să zici, da, ok, te uiți ca și copil, tu nu ai greșit. Da? Asta nu schimbă faptul că ei au fost părinții, că la un moment dat te-ai născut într-o cultură sau într-o tradiție sau într-un anumit sistem familial în care bătaia era ruptă din rai sau, știi, astea erau niște cutume, niște convenții. Sunt și acum, da, la noi, diferite, că e despre bătaie, că e despre tough love, iubirea asta dură, da, nu, copiii se pupă în somn să nu și-a nasul la purtare. Să fie răsfățați, da. De credințe, care sunt dincolo și de sistemul familial, da, fac parte din mentalitatea unei epoci la un moment dat. Și atunci, tu, ca și adult, cumva asta este, să ne creștem noi conștientizarea și modul în care putem să ne raportăm la noi și la părinții noștri și la copilul nostru interior, nu pentru că ar fi făcut ceva rău, ci pentru că a trecut la un moment dat prin lucrurile astea. Nu putem să ne întoarcem în timp, nici nu putem să-i schimbăm pe părinții noștri, da? Putem noi să devenim mai conștienți, astfel încât să vedem care sunt nevoile pe care noi le aveam și părinții noștri nu au putut, nu au știut cum, nu ar fi reușit să le împlinească pentru că nici ei nu și le împliniseră, pentru că proprii părinți au fost și ei, da, nu știu, au avut acest handicap sau care s-a tot perpetuat de la generație la generație. Și cred că ideea ei foarte frumoasă, apropo de ideea asta de vindecare, este, da, ce putem noi să facem ca adulți? Da? Că e bine, ne uităm, conștientizăm ce a lipsit, ce n-au înțeles părinții noștri, cum nu putem să-i schimbăm. Chiar dacă noi conștientizăm ce am fi avut nevoie, nu putem să ne întoarcem în timp. Întrebarea este cum putem acum, da, să-i dăm copilului nostru interior, prin relațiile pe care le avem, prin situațiile la care ne expunem, experiențe reparatorii, care să vină și să împlinească nevoile astea, să repare din neîmplinire, să nu ducem mai departe și să nu perpetuăm. Da? Că ea ce spune este asta, gradul de inconștiență. De fapt, ea pe părinții acuză foarte mult de faptul că nu au fost dispuși să se uite la ei. Uite, mi-a atras atenția un capitol, de fapt, sunt mai multe. Unul chiar vorbește despre Marcel Proust, sufocat de dragostea maternă, și aici mă gândesc la genul acela de mamă hipergrijulie, hiperprotectoare, unde poate că era mai puțin, să spunem, iubire, cât era o grijă excesivă
poate și o formă de manipulare, poate și dorința de a controla omniprezentă, dorința aceasta de a controla omniprezentă la mamele hiperprotectoare. Și mă uitam, mi-a atras atenția acest capitol intitulat Corpul ca protector al adevărului sau altul, mai degrabă morți decât să simțim adevărul. Da, cred că, vezi tu, mă gândeam acum și la mitul ăsta, știi? Este foarte greu să te legi de părinți. E foarte greu și să spui ceva, mai ales de mame. Este foarte greu să spui ceva. Este foarte greu pentru un copil să accepte că mama poate, da, cea care te-a crescut, te-a născut, ți-a dat viață, a avut, sau nu știu, nu a fost poate mama cea mai bună pe care puteai să o ai sau, da, din nevoia asta, nevoia de hiperprotecție vine din foarte multă frică, da? Din foarte multă frică care duce la simbioză, știi, această nevoie de a fi tot timpul, că controlul de acolo vine, da? Dacă știu tot ceea ce faci, dacă nu ai cu ce să mă surprinzi, și cumva pericolul ne va evita, te va evita pe tine, nu ți se va întâmpla nimic și va evita partea aia din mine care se simte responsabilă pentru tine sau care, da. E foarte greu adevărul ăsta de a accepta că noi nu suntem perfecți, că părinții noștri n-au fost perfecți, că poate durerea cauzată sau trauma sau ceea ce ni s-a întâmplat e mult mai puternic decât putem noi accepta de multe ori, da? Și atunci corpul vine, somatizează, creează niște mecanisme, inconștientul creează niște mecanisme și ajungem foarte des, la primele ședințe, foarte des, clienții vin și spun, am avut o copilărie foarte fericită, n-avem de ce să vorbim despre asta, foarte fericită, extraordinară, părinții mei minunați, Doamne, norocul ei. Și este adevărat, până într-un punct, apropo de adevăr, ne este foarte greu să gestionăm faptul că părinții au fost și minunați și extraordinari, copilăria noastră a fost și fericită și minunată și nemaipomenit de extraordinară, dar nu tot timpul. Și că momentele alea în care nu a fost spun ceva despre impactul pe care, da, dificultățile pe care noi le avem ca adulți vin de multe ori de acolo. Și nu e nevoie să ai... Da, Alice Miller este... cumva știi cea care vorbește despre lucruri îngrozitoare la un anumit nivel, da? Despre lucruri care, despre care oamenii la momentul în care ea a scris cărțile astea nu vorbeau despre asta. Noi acum totuși vorbim, citim despre asta, avem o reprezentare pentru că, da, cumva societatea s-a deschis destul de mult și există această căutare, această nevoie de a, știi, ieși din înăuntru, cum e, pe afară vopsi gardul, înăuntru leopardul, știi, de a ieși un pic din rușine, din, aoleu, ce o să zică lumea, nu spunem, toți trebuie să părem perfecți, da? Acum suntem mai deschiși, mai dispuși să spunem, hei, stai, că e ok, nu se întâmplă numai lucruri rele sau așa, dar că atunci când se întâmplă și tuturor ni se întâmplă, putem să facem față lucrurilor respective. Asta înseamnă nu să te ascunzi de adevăr. E un adevăr pe care nu-l pot tolera. Dacă credința mea este că orice dat de părinți nu spui niciodată nimic, că ei au fost perfecți, de fapt este tot starea regresivă infantilă de copil care nu poate, da, nu, eu răspund ca adult, nu sunt capabil să spun, hei, ai greșit, m-a durut, poate n-a fost intenția ta, dar uite cum am trăit eu, uite ce s-a întâmplat în mine. Da? Dacă noi nu putem să avem astfel de discuții, nici măcar poate cu părinții noștri, poate uneori nu putem să le avem, dar noi cu noi, da? Corpul se va, da, corpul, nu, mintea asta înseamnă, corpul va spune, organismul nostru, relațiile noastre vor arăta, modul în care noi reacționăm la anumite lucruri vor arăta unde anume a fost blocajul, trauma, dificultatea. Pentru că tendința este să repetăm lucrurile pe care le-am învățat sau să căutăm iubire în modul în care am învățat sau să intrăm în relații așa cum am fost educați, crescuți sau să nu o căutăm.
Crezi că asta ține și de un soi de acceptare a propriei vulnerabilități și de acceptare cumva a, hai să spunem, a propriei imperfecțiuni, dar în egală măsură și a accepta imperfecțiunea părinților? Pentru că de cele mai multe ori copiii au tendința aceasta de a-și idealiza părinții. Părinții sunt centrul universului în copilărie pentru copil. E o nevoie fundamentală, Sorin, nu este o tendință. Da? E, noi, da, când sunt, cât am fost mici, da, părinții noștri erau Dumnezeu, erau, da, ei, de ei depindeam 100%, da, cu supraviețuirea, nu vorbim de, da, dacă părintele meu nu, dacă eu nu pot să-l percep pe părintele meu ca o bază de siguranță, da, ca cel care mă protejează, mă apără, mă ține în viață până la urmă, da, păi eu nu pot să fac nimic. Vulnerabilitatea mea, care este absolut născută spre deosebire de alte mamifere care, da, după câteva secunde, ore, zile, oricum, sunt liberi și pot să aibă grijă, da, de sine, să-și vâneze, să supraviețuiască, chiar dacă nu există, da, părintele în zonă. Noi, ca și copii, nu puteam să facem asta. Pe măsură ce creștem, da, nu mai suntem în mica copilărie, depindem de ei și cu nevoile noastre emoționale, nu doar cu nevoile fizice. Bine, din primul moment depindem, dar cumva tot mai conștient, tot mai conștient. Și atunci e normal, e nevoia noastră de a idealiza, da, acești părinți, ce spune mama, ce spun adulții din jurul nostru, este ceea ce ne guvernează și ne construiește realitatea. Da? Și atunci, ca și copil, eu nu am puterea să zic, hei, tu greșești, nu e bine ce îmi spui tu mie. Da? Pentru că nu am cum să, eu poate pot să simt că ceva nu e în regulă, dar nu am mecanismele necesare să mă revolt, nu am mecanismele necesare să contrazic. Da? Și atunci accept și merg mai departe. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre traume, despre abuzuri, așa cum v-am povestit la începutul discuției noastre, pe marginea cărții, discutând pe marginea cărții Corpul nu minte niciodată, vindecarea traumelor copilului interior de Alice Miller, o noutate editorială pe care, iată, vă recomandăm cu mare drag, alături de noi, Sabina Strugariu, psihoterapeut integrativ. Crei, mulțumim și de această dată pentru informațiile extrem de prețioase. Nu uitați, toate materialele video cu invitații noștri le puteți găsi pe pagina oficială de Facebook a Editurii Herald, dar și pe canalul de YouTube. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!